Hei, salutare toată lumea, bine m-am găsit la un episod, ce se întâmplă, ce se întâmplă, să reapucă Raul de Call of Duty. Da, mă, m-am reapucat de Call of Duty. Ați văzut care ce mi-am luat Black Ops 3-ul pe Steam, că eu normal, până acum am jucat Black Ops 2, am rank maxim, de fapt e aproape maxim, n-am făcut încă rank maxim, dar o să fac și episode cu Black Ops 2 când facem road, adică mergem să facem rank maxim. What the fuck? Cum zici că seria From Silver to Global sau Road to Global sau chestia astea. Da, deocamdată n-am rank maxim nici în Black Ops 2, dar pot să zic că am destul de experiență, adică am vreo 1400 de ore în Black Ops 2 și am zis să ne jucăm și Black Ops 3. Se aude ok, cred că se aude ok, sper că nu se aude peste vocea mea. Și am zis să mă reapuc de Black Ops, nu mai am atâta experiență, nu mai știu să joc bine, dar mai ales să ai și diferit, movement-urile diferite și chestii astea. Mai devin nou înapoi să te trag, mai e unul, așa e? Asta e de la mine. Da, și am rank 7 aici momentan, sper să fac uliu hârbu. Bă, vreau să pot să tragi prin pereți ca în Black Ops 2, stați un pic. Oare vreau să pot să tragi prin pereți ca în Black Ops 2? Adică în Black Ops 2 puteți să tragi prin mulți pereți. Iaaa, ce fail am dat aici, bă. Ce problemă. Se rezolvă. Și zici că, frate, fix când am luat scopul adevărat. Bă, cum pot să-mi pun și o caracter ca ăștia lor? Vreau și o caracter de ăsta fain. Pot să joc și Black Ops 2, că cu Black Ops 3 momentan nu sunt obișnuit, mai ales că uite cât de diferit e movement, uite cât de greu se mișcă lol. Sunt obișnuit cu movement, mai ales că nu o să mă mai duc acum că stăia acolo. Mai vine așa, e? Fuck! Sunt obișnuit cu movement-ul, pe Black Ops 2 fac bro 20 de kill-uri pe match, adică pe match de deathmatch, pe team deathmatch. Da, aici fac cred că maxim 10 dacă mă chinui, am 2 momentan, dar cred că maxim 10 fac dacă mă chinui. Nu sunt obișnuit, pe ăla trebuie să-ți apăsa, apăsa, dai un click și spune ținta, știi? Și mă enervează chestia asta și nu știu cum să o dezactivez. Vede ce enervantă, eu nu mai pot să scot ținta, fuck! Uite, dai un click și așa se rămâne și de-a pe Black Ops 2 ții ținta și după aia când iei și o ia, știi? Și asta e mai super mai ca lumea, da. Adică mai ca lumea oricum. Dar mă obișnuiesc și eu cu asta, că am încercat să caut prin setări și nu, n-am găsit nimica. Și enervantă chestia asta, dar rău de tot. I-am luat assist la boss. Oleu, vine din spate. Vine prin spate. Da, mi-a venit prin spate, pot să zic. Că mi-a venit prin spate. Aș da, zic, laxonează, dar eu am geamul deschis, că mi se încălzește PC-ul super tare când mă joc Black Ops 3. Și bine, mă duce bine din câte vedeți. Am 130 de FPS-uri, 140 în medie. Bă, nu l-am luat pe ăla, cu aia adevărat. Mamă, ce ciudat, e mai diferit. Adică eu m-am auzit că i-am dat hit-ul, am crezut că l-am luat. A, trebuie să stai să tragi mai mult în el, bă. Păi de unde să știu eu, frate? Că pe Black Ops 2 mor mai ușor oamenii. E diferit, e foarte diferit jocul. Pot să zic că e în proporție de 50% diferit. Mai ales la kill-uri și la astea și la movement. E ca și cum ai juca CS1-6 și după ai juca CS:GO, știi? E mult mai diferit. Dar mă obișnuiesc eu în timp. Fac eu rank cu cel mai mare și n-asta nu-i problemă. A, ce nabăs. Ce napă o să fiu, bă. Bă, am 4 kill-uri, aoleu, ce slabăs. Bă, măcar 10 kill-uri vreau să fac ăsta. Dar nu cred că mai apuc, că ne bat ăștia. Ne bat ăștia, mă. O să joc și conquest, nu conquest, mă, cum se numește aici? Fac, și n-am sigur că vine pe acolo, ce n-am văzut, bă. Da, o să încerc să mă mai antrenez off-camera, în paletă. O să joc Black Ops 2 dacă vreți, uite, episodul de mâine o să fie de Black Ops 2. Da, nu-i movement-ul diferit, mi se mișcă și camera mai ciudat. Bine, probabil că e și joc mai nou și e pe alt engine făcut, știi? Adică, bine, GTA 4 e mai vechi decât GTA 5, ați văzut că e mult mai diferit. Adică se văd mult mai, wow, ăla era inamicoaie. What the fuck, eu i-am văzut numele, am crezut că e de la mine din echipă, lol. Mamă, dar n-auzi, bă, la Black Ops 3, bă. Bă, ăștia care jucați Black Ops 3 și mă aveți în listă, dați-mi și voi acolo una să jucăm, bă. Nu o să leau pe ăla, o să mă moare, da, mă duc pe el. Da, eram sigur că o să mă moare, cât 5 kill-uri, aoleu, 5 cu 12, nu-i bine, nu-i bine deloc. Ce rank am? Ah, jumate din rank 7, fac și o rank 8 dacă e. Nu știu, oare o fi ca pe Black Ops 2, dacă faci rank 55, poți să ții ca un fel de medalie, nu știu, ca un fel de serviz. Aoleu, mă ia grenada, nu! Ca un fel de serviz medal și încep de la unul din ăștia. Hai, hai de la mine, lol, ce n-am bus cu aia, zici că-s de la de pe CS:GO începător, deși împușcă teammate-ul. What the fuck. Bă, am și o voce un pic greșită și am voice record, nu știu de ce. Pa! Și am luat și 125 de puncte. Ia? A, erai de la mine bună. Cum zici tu, frate? Sal.
Ah, fa, mi-a dat cuțit, am mort, mamă, mi-a, deci mi-a dat cuțit cu aia. Pa. Double kill, ho-ho, respect. Mamă, 10 kill-uri, hai că m-am scos. Mi-a dat cuțit și ăsta. Adică nu cred că e cuțit, cred că e electroșoc de la, bă. Ce nabăs. Nici nu fac diferența între cuțit și electroșoc cu aia. Bă, astăzi e ultima, a fost ultima zi de școală și sunt super bucuros și cred că nu o să dorm toată noaptea, o să-mi pun ceva filme, seriale. Eu de obicei în ultima zi de școală și înainte de vacanță am stat două zile aproape treaz. Eu, gen, fix când începe vacanța sunt foarte bucuros, așa de entuziasmată sunt că nici nu pot să dorm. Bine, nu o să dureze prea mult vacanța, să decât o lună. De fapt e o lună, e bună, what the fuck, e unul pe trei din vacanța de vară până la urmă, dar nu e ca vacanța de vară, nu e aceeași atmosferă. Când știi că, mamă, 3 luni acasă, știi? Bă, m-a luat coaie! Cum m-a luat? The fuck? Mi-a dat, am tras așa random, cum fix cum am tras acum și l-am luat pe unul. Îndră pe ăla ce obstacolul și uită la mine. What the fuck? Aoleu, uite-l pe ăsta, uite-l pe ăsta! Vino încoace, treci încoace, ți-am luat el! Na, mă, și mi-a mai ia prin spate, mă. Asta e nasol la Team Deathmatch sau la FFA, e și mai nasol. La FFA, te bas cu unul, vine pe spate, te ia, știi? Și aici e fix la fel, numai că pe aici mai e și echipă să te ajută ea. Bă, mă, bă, hai că putem să luăm conducerea, dar ăștia-s buni, mă, n-ai ce să zici. Să vezi, știu. Uite ce n-am, am dat grenadă din ghișoala. A, și mi-am dat singur. Și m-am blocat singur. Nu pot asist pe el. Aoleu, o să vină pe aici și o să mă omoare. Wow! Ai, mi-am dat cu coiul. 12 kill-uri, dar sunt pe ultimul loc, frate. Ce fain. Ce fain merge treaba aici pe cod 3. Pe cod 3, auzi la mine, mă, le-am deja cu texte de-astea, mă. Pa, și mai vine unul pe aici, așa-i? Da, și poți să mergi pe pereți, ce tare. Am intrat la ăștia aici. Hai, salut, băieți, unde sunteți? Am, cred că toate, aproape toate Call of Duty-urile pe Steam, frate. Na, alea nu prea le-am filmat, că sunt mai vechi. Le-am luat așa pentru mine să mă joc. Am făcut și storyline-ul și multiplayer am jucat pe Call of Duty. Ce? Pe Modern Warfare 3, de exemplu, am rank 34. Deci am jucat, pot să zic, am jucat ceva. Și nu... A, dar uite, pe ăsta pot să fac... Ăla are rank 1000, bă? Băi, cu aia, pe asta poți să faci gen așa rank cât vrei tu, mă? Sau ora 1000 maxim. Nu știu ce asta asking. Uai, asta dă cu... Mamă, ce piroman. Bă, am pierdut meciul, frate, asta e. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe dacă v-a plăcut meciul ăsta. Bă, pot să zic că-s destul de începător. Și nu prea... Mamă, frate, asta e final kill cam. Kill cam, am apărut pe final kill cam, yay. Da, băi, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați la canal și 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 să v